Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în zevraj. Primul titlu pe care îl rupem cu retina îi Mitch Your Maker. Un șoboli gostruț o cămilă whatever de scrot, că nici să-mi storc creierul cu roata de moră, nu pricep ce slobos de cașalot gonoreic se pățește pe acolo. Și zic asta ca laudă. Rog, minus dejecțiile de citație venerică. Că Mitch Your Maker într-adevăr vine cu un concept rar ginit în alte producții. Ceva D&D de pripiat, jocul lui Behavior Interactive propune un setting post-apocaliptic în care poți construi niveluri de la prima țiglă până la ultimul boss, după care împreună cu alți player parcurgi exact respectivele niveluri ca să vezi cine e cel mai dopat Dungeon Master. Deci, chiar dacă le permite developerilor să-și ardă la bong bugetul de level design, ideea asta vine cu destule prospăciuni cât să-mi ciulească Shorex sensul, în ciuda graficii atât de ruginite că nici vaselina lui Ricky Martin nu-i poate lubrifia poligoanele. In the wasteland, only one thing matters. Nu mânca șorici de Deathclaw înainte să Mitch Your Maker, ca să nu borăști plutoniu la grafica sub nivelul fosei septice. Sorry că trebuie să-mi înghit laudele de la început împreună cu nucleare ca desert, but the graphics ain't nothing to write home about decât dacă-ți scrii testamentul. N-am stricat degeaba diarea verbală când am numit-o ruginită. Că-mi oxidează orbita veșnicele tente roșiatico-vișinio-tamponiste ce poluează fiecare pixel. Pereții, itemele, armele, toate par folosite de Mecha Godzilla in that time of the month. Și când pui peste un filtru mai maro ca scutecul lui Mr. Hanky de Christmas Poo, singura chestie post-apocaliptică e Buddha în care am deversat shaorma radioactivă după primul frame de trailer. Da, na, să nu pară că am băgat prea multă holercă de Chernobyl când am lăudat la început, Mitch Your Eyeball with a Katana are niscai prospăciuni ce mai spovedesc poligoanele. Nu multe, dar destule cât să-l bag în space bar și nu în mașină de umplut caltaboș. În primul rând, îi scremut de făcătorii lui Dead by Daylight. Chiar dacă și ăla arată ca ceva stors dintr-un hemoroid de Space Invader, încă domină genul 4v1 asymmetric horror prin inovațiile sistemelor stealth de character progression plus update-urile la foc continuu ce-l fac tot mai complex și multilayered. Deci chiar dacă Behavior Interactive puteau lejer numai să-i recicleze mecanicile într-un setting nou ca să profite de succesul DBD, apreciez efortul de a încerca ceva cu totul diferit într-un gen cu totul diferit. Da, chiar dacă pereții par tapetați cu tampaxul lui Blood Rain, mișto felul în care construiești de la zero ca să torturezi tovarăși, sau anonimi cu prea mult timp și ochelari anti-eclipse la îndemână. Da, nu mai critic grafica, clar e shitty, take it at your own risk. Nici eu nu 100% sigur că gameplay-ul îi destul de fruity fresh, cât să-i diger poligoanele fără un barf bag sub borneu și un tirbușor în orbită. Dar faptul că poți parcurge orice nivel creat de orice butonator, promite posibilități infinite de level design. Și chiar dacă Minecraft deja domină pe parte de endless user generated content, briciag cu Behavior Interactive blagoslovește genul ăsta de base building sims cu pac-pacuri alerte de Horde Slayer într-o combinație chiar inedită pe plaiul multiplayer indie games. Grafica e singura chestie ce mă face să-mi țin pușculița în lesă. Că dacă n-ar arăta ca tumoarea testiculară a lui Timu, aș fi băgat jocul în wish list mai iute care-i nici în amanet. Pare să că ideea de a lăsa gamerii să genereze niveluri nu-i numai gimmick. Multitudinea de opțiuni, iteme, capcane și monstralei, promițând non-stop fun, chiar dacă te axezi numai pe map making, fără să intri o secundă în pac-pac cu first person. Și dacă o dai numai pe shooting, fără să pui o singură cărămidă în nivel, la fel de awesome faptul că fiecare locație e cu totul nouă. Deci, so far, pe parte de Horde Slaying, Mitch Your Maker pare primul titlu ce promite să rupă repetitivitatea specifică genului. Păcat că tocmai nivelurile ce ar trebui să orgasmeze orbite prin originalitate le bagă în PTSD cu așa culori oribile. Banaliciunea decorurilor și vomitoșenia texturilor fiind singura chestie ce mă face să țin botnița pe portofel. În concluzie, sfiti-fiti cu jocul ăsta. Clar nu-i buy on arrival și trebuie să sufle crunt crivățul în genul co-op shooting ca să bag Mitch Your Maker în jeb. Dar dacă ai da cash pe orice map maker gen Minecraft și să-l producă Ubisoft cu jumătate tic-tac ca buget, nu cred că e chiar așa pagubă dacă vergi nisca ironii pe ultima încercare a lui Behavior Interactive de a inova genuri ramolite de secole. Titlul numero 2.
sau, mă rog, numărul 2 stres, e Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. Două joace la preț de 1 lansate complementar în același timp ca să... Doar că Tulhu știe că n-am destul romparchim la bord ca să pricep minte de Asian. În special când vorbim de Nintendo. Doar n-am mai cochetat cu consolele lor de când a putut ajunge la portofelul părinților pentru sălile de PlayStation 1. N-am idee cu ce muftar de tecuci se mănâncă un N64, fuck knows ce formă are un GameCube, Wii e numai ceva ce o să zic când dă faliment un Blizzard, deși nu m-a scăpat mama chiar de atâtea ori în canal ca să nu recunosc succesul fenomenal al lui Nintendo Switch. Când toate consolele last gen se întrec pe parte vizuală, mișto că Switch-ul arată mumul fotorealismului și iese intenționat din competiția grafică, reușind în același timp să-și creeze propria nișă printre butonatorii old school. Nu doar prin gameplay iubibilit al fiecărei producții, sau accesibilitatea ce-l face the best handheld console, dar felul fenomenal în care dezvoltă și upgradează francize legendare, menține Switch-ul în aceleași topuri cu PS5-ul sau Xbox X, în ciuda graficii sub nivel PS2 sau Xbox 360. Oricâți Kratoși sau Master Chief ar avea Sony sau Microsoft, gata admit că Nintendo are cele mai legendare personaje din istoria gamingului. Și acolo sus cu Mario, Zelda sau Simon Belmont, stau popândăii electrici din Pokémon. Probabil cea mai money-making franciză din tot panteonul Nintendo. Nu mai enumăr ienii farmați de Pikachu pentru Nintendo, că n-are nici Matrix-ul atâtea zerouri. Ideea e că la ce succes continuă să aibă unul din cele mai profitabile IP-uri ever, normal că Nintendo stoarce tot verdele din el și pe Switch. Plus că Arceus a strâns mai mulți goals ca toate joacele Pokémon de pe toate consolele precedente, deci it was only a matter of time până ce sugătorii de Schnauzer o să încerce să reproducă succesul. Deci hai să vedem dacă le iese treaba în Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. Deși, spoiler alert, și ăsta o să se vândă mai bine ca Urolac în Gara de Nord. You will be enrolling at a certain academy as a student. And a special independent study project awaits you. Ce o analiză literară a lui Capra cu trei bulbazari? Recunosc, la început n-am înțeles de ce Nintendo lansează două joace la preț de whatever the fuck, când ambele au același setting, aceeași pechinez pe Duracell, same mechanics, gameplay, deci la fel de bine puteau comasa efortul ca să iasă o lume de două ori mai mare, cu mai multe suricate fosforescente, personaje în party și bile în budicăi. Dar din câte se pare, ambele au tweak-uri pe cât de unice, pe atât de complementare. Faptul că te înscrii la școli diferite de colecționat cârtițe... șocate, violatoare de prize, încărcate de USB, sorry Pikachu, am rămas în pană de sinonime. Dar diferența asta de început promite o competitivitate într-adevăr OG în ce privește multiu. Ceva Gryffindor vs. Slytherin vs. Palma de Mescalină, o să te întreci în cine completează mai multe questuri, cine colecționează mai mulți, insert sinonim cu Pikachu here, ba o mai și dă pe un PvE surprinzător de detaliat pentru niște joace cu publicul țintă în grupa pregătitoare. By using the Union Circle, you can enjoy co-op play with up to 3 friends. You can go look for Pokémon you haven't yet discovered. Or even ride together to race across the map. Dacă aia înseamnă să călăresc niște xenomorfi siliconați, fuck it, caut min, doar am călărit chestii mai satanice. Că multiplayer-ul pare mult mai fun decât mă așteptam la un joc Switch. Și cum ăsta e clar asul din mânecă, prin alternarea între competiții Hogwarts-iste și PvE Lighthearted, nu văd de ce n-ai fi stui pușculița pentru Scarlet/Violet dacă deja deții ultima consolă al Nintendo. Dacă o să mă facă să cumpăr ultima consolă al Nintendo, cel mai probabil nu. Și nu doar din cauza că PS5-ul m-a trimis la ajutorul de șomaj și alcoolici anonim. Dar după ce Forbidden West mi-a lichefiat pupilele, chiar nu pot degusta pixelii mult prea preistoric ai Switch-ului. Poate arată decent pe un ecran handheld, dar pe orice alt monitor, grafica lui Scarlet/Violet e pură sodomie vizuală. Blurată, cu contururi mai pixelate ca prepuțul lui Prince of Persia, clar nu a fost făcută pe un ecran mai mare ca LED-ul de la hotă. Și chiar dacă apreciez felul în care Switch-ul rămâne relevant în ciuda graficii matusalemice, tocmai matusalemismul graficii mi-a menținut MasterCard-ul la an lumină distanță de consola asta. But again, dacă degust mai bine ca mine gameplay-ul în detrimentul graficii și ai deja handheld-ul în jeb, ultimul Pokémon pare un must-have pentru toți fanii francizei, în special când pufoșenile principale bagă și mai multe puncte în skill-ul de cuteness. Of course, we also have the Pokémon from which you'll choose your first partner. Sprigatito, Fuecoco, and Quaxly. Yup, chiar dacă Donald Botezatu are mai puține poligoane ca un bluescreen, gotta admit că rupe bariera cuteness-ului ca să exploreze noi frontiere ale pufoșenismului. La fel și restul cobailor coxați. Yes, am mai găsit un sinonim. Deci, dincolo de multiu, fun and lighthearted, drăgăloșenia specifică francizei îi alt asti de mânecă, upgradat briciac de Nintendo în ultimul Pokémon. Și chiar dacă rar recomand joace pe care 100% nu o să le joc niciodată, trebuie să recunosc că Scarlet/Violet o să fie one of the best games pe o consolă pe care 100% nu o să o cumpăr niciodată.
Cum am promis, acum câteva ere glaciare, că o să bag în spacebar orice footage nou din Return to Monkey Island, cazul să dau iar iama în stash-ul de Viagra după ce primul teaser m-a lăsat în pană de... Oh, fuck it. N-am destule poante cu prezervative și pocket pussies când e vorba de Monkey Island. De când sug ciroză lichidă din dozatorul ăsta, am tot zis că Monkey Island e acolo cu Baldur's Gate și Witcher în topul francizelor preferate. Cel mai funny joc la care mi-am fracturat vreodată diafragma. Cele mai memorabile personaje de când am pus mâna pe șoarec. Orice laudă pe care o pot pasa trebuie să înceapă cu cele mai... Deci, pun aici pauză ca să nu mă repet ca Porky Pig în călduri. Și nu mai intru în istoria mea milenară cu Guybrush și LeChuck, pentru că, spoiler alert, am pregătit o mini-retrospectivă a francizei cu ocazia lansării ultimului trailer din Return to Monkey Island. Sorry, am vândut deja finalul episodului, dar e greu să-mi țin dopamina sub temperatura de clocot. Deci, înainte să-mi erupă prin toate orificiile corporale, hai să vedem cum o să se butoneze viitoarea capodoperă a lui Ron Gilbert. Pirating is in my blood. Like adrenaline or stale grog. Sau... De fapt, mă dau bătut. Că veci n-o să-l întreg pe maestru Threepwood în arta poantelor alcoolice. Come on now. Prima cuvântare a barcagiului cu IQ de limbic dislexic ajunge ca să-mi trimite timpanul Valhalla. Nu doar prin replicile scrise cu skill de șapel, dar și să-mi desfund urechea cu pârlitorul aș recunoaște vocea legendarului Dominic Armato. The one and only Guybrush Threepwood de la Curse of Monkey Island încoace. Corzile vocale ce conturează perfect personalitatea protagonistului de imbecil notoriu capabil să se autodecapiteze cu capacul de budă când se șterge la cur. Scuze, Jack Sparrow, dar Threepwood a fost piratul lobotomis original. Scândura sentientă ce s-ar înghiți limba în somn dacă n-ar ține în viață bulanul cât casa poporului. Vidu biped al prostiei pe care tocmai stupizenia terminală îl face one of the funniest, lovable and memorable characters ever played. Și cum voice acting-ul inegalabil a reușit la fel de briceat ca scriptul să graveze numele Guybrush în Walk of Fame-ul gamingului, salut cu pumnul în pușculiță revenirea bossului Armato în rolul cu care a făcut istorie. I've got stories about ships, fights, love, treasure, betrayal, and root beer. But how about one that has all of the above? My name is Guybrush Threepwood, and this is a story about the time I finally found the secret of Monkey Island. Wow, și care a fost momentul ăla? Înainte sau după ce ai aflat că 2 plus 2 nu e egal pinguin? Hai, no, naivitatea ce-o dă pe cretinism catatonic e evident în fiecare silabă. Deci putea fi numai audiobook că tot aș purta pușculița ca pe o mănușă pe când apare Return to Monkey Island. Și mai mișto narațiunea când enumeră momentele cheie din joacele precedente. O magică nunta zoofilică din part 4 sau oina flecmelor din part 2. Ce nu doar excită și cel mai impotent nerd nostalgic, dar demonstrează că Gilbert îi up-to-date cu lorul francizei chiar dacă a lucrat numai la primele două titluri. Și că o să bage cel mai max level fan pandering prin 10 de aluzii, referiri și apropouri ce integrează și mai mișto Return to Monkey Island în povestea overall. Yep, LeChuck, Voodoo Lady, Stan, Stanman. În numai câteva frame-uri revăd atâtea personaje cu care am copilărit din scutec, că-mi trău un făcăleț și o cămașă de forță ca să calmez copilul interior. Excelent că le pot gini în ceva gameplay footage, după ce primul teaser mi-a dat cel mai cronic caz de Blue Balls gamerist. Știu, aici trebuie să transform elefantul din garsonie în răcituri. Că reveal trailerul ăsta a făcut Niskai hype atunci când a apărut și nu în felul în care își dorea Ron Gilbert. O tonă de fani au fost dezamăgiți de direcția mult mai abstractă și suprarealistă pe care o dă grafica. Și pe de-o parte, I get it, chiar dacă nu-s deloc de acord. Dar într-adevăr, poate părea un șoc după 3D-ul pretty straightforward din Tales of Monkey Island. 2D-ul simplist, dar simpatic din ultimele două remake-uri. Chiar și Curse of Monkey Island, cel mai cartoonish joc al seriei, era destul de conformist prin felul în care încerca să reproducă aspectul de Saturday Morning Cartoon 90-ist. Deci pricep din ce direcția, mult mai exagerat o vete feică, poate băga fanboy în spumera bice. Dar personal, I fucking love cum reușește să iasă în evidență prin stilul caricatural, ce reușește să perfuzeze și mai multă personalitate personajelor. De la ochii formați din două puncte, ce-l fac pe Guybrush să pară și mai imbecil, dar și mai lovable, formele disproporționale ce rezultă movement funny as fuck, decorurile de Picasso pe peyote ce gravează fiecare locație în cerebel, chiar îs curios să ginesc alte personaje și locații cu așa grafică despre care orice ai zice, trebuie să recunoști că e pretty standalone în oceanul de hand-drawn adventures generice. Și așa cum orice discipol LeChuck știe, grafica e doar o fracție din awesomeness-ul Monkey Island. Stilul specific fiind dat mai degrabă de scriptul inegalabil, voice acting excelent and last but not least cel mai țapăn soundtrack gamerist pe care am pus vreodată timpanul. Oh,
LeChuck, welcome back! Chiar dacă par creionat de Stan Lee la autosfixiere erotică, mișto felul în care tocmai stilul abstract face Return to Monkey Island, cel mai stand-alone game de când tot butonez aventuri desenate de mână. Că oricât ar fi de baștan aspectul unui Deponia sau Runaway, prea multe își pierd din originalitate încercând să copieze standardul Cartoon Network. În schimb, ultimul Monkey Island goes balls to the walls crazy prin formele abstracte, culorile de delirium tremens, presărând în același timp detalii surprinzător de sugestive la așa grafică aparent simplistă. Me gusta felul în care culorile estompate contribuie la expresivitatea personajelor, umbrele perfect plasate fac fiecare locație să stand out, deci recunosc că tocmai grafica flegmată de fani m-a făcut de un biliard de ori mai curios de joc. Really don't get the hate, că cele mai awesome elemente ale francizei revin în formă, well, discutabilă, dar cel puțin memorabilă. Da, dincolo de aspect, cum să nu-i întind covorul roșu pe hard pentru revenirea legendelor Armato sau Gilbert, soundtrack cu incomparabil, pentru mine are tot ce puteam spera de la Swan Song-ul francizei. Că na, după tsunami de dejecții corporale, o să sară Ron Gilbert sub săjata albastră înainte să mai scoată titlul nou. Deci, în onoarea ultimei adiții, trebuie să explic de ce să-mi tatuez numele Guybrush pe buci într-o semi-sort of retrospectivă Monkey Island. So, without further Tourette, I give you History of Monkey Island. Semi-sort of. Acum nu o să fac nu știu ce istorie profi super obiectivă, că nici nu s-a răcit plumbul în Ceaușescu când au apărut primele două părți. Și cum pe atunci încă ștergeam placenta de pe Muian, nu le-am jucat la vremea lor sau nici măcar în ordine. Ci ca în ultimele retrospective alcoolice merg mai mult pe impactul personal, cum m-a format ca gamer și felul în care a afectat evoluția Adventure Games. Pentru prepubertarii ce cred că LucasArts e numai punchline-ul unei poante de critical drinker sau nerdrotic, poate părea greu de crezut că într-o vreme ăștia erau dumnezeii genului adventure, într-o perioadă pe care toți gamerii, a.k.a. un singur șpirter supraponderal, o numește Golden Age-ul point-and-click-urilor. Un gen ce-a dominat deceniul 90-ist, prezentând povești mult mai multi-layered ca în platformerele perioadei, forjând mai mulți neuroni ca shooting-ul simplist de Doom sau Wolfenstein, conturând personaje la fel de istorice ca în cel mai tolkienist RPG BioWare. Discworld, Toonstruck, The Longest Journey sau Beneath a Steel Sky, numai anii 90 au prins mai multe aventuri legendare ca toate deceniile precedente sau ulterioare, fiecare încercând să copieze sau să inoveze stilul LucasArts. Boșii incontestabili stabil ai point and click-ului. Nu de alta, dar aveau mai multe capodopere la palmares ca orice alt studio axat pe tipul ăsta de joace. Oricâte King's Quest-uri scotea Sierra sau Broken Sword-uri punea Revolution pe bandă, niciunul nu a atins epicness-ul unui Full Throttle, Grim Fandango și cireașa din vârful muntelui demonezi, mult orgasmatele Monkey Island, care chiar și printre alte titluri LucasArts merită loc onorific, că au reprezentat un shift de la o direcție mult mai filmică și adventure-focused ala Indiana Jones sau Loom pe umorul batshit cartoonish bine cunoscut din Sam & Max sau Grim Fandango. Înainte să apară Secret of Monkey Island în 1990, ușor de observat stilul mult mai serios al point-and-click-urilor precedente al lui Lucas, ca Labyrinth, Last Crusade sau Loom. Poate din cauza că vorbim de nascența genului, când puține studiouri își asumau riscul de a nu copia stilul standard de Hollywood. Ideea e că joacele Lucas, dinainte de Secret of Monkey Island, nu s-au remarcat nici pe departe ca cele de după. Și ușor de genit de ce, când compar scriptul banal din Maniac Mansion cu umorul mai bolund ca orgie de luni tuns necrofili al lui Ron Gilbert. No fucking idea cum reușește tipul ăsta să stoarcă poante la foc continuu din orice situație. Dacă Secret of Monkey Island o convins pentru prima dată gamerii că un joc poate avea la fel de mult rofâlâ mau ca orice film, stand-up sau episod South Park. Nici nu știu cum să-i clasific umorul, că Monkey Island are de tăte pentru tăți. De la immature toilet humor, la jocuri elevate de cuvinte la care hohotești numai când le pricepi a doua zi. De la umor de situație când combini nu știu ce dildău 5G din inventar, cu cașalotul de sub Trabant, ca să dorm cimpazeu de pe calorifer, true story, umorul de limbaj cu nume ca Not in at All Island sau Palito Domingo, umorul contrastelor când un subnutrit ce nu-și poate ridica penisul la pișare, rostește I'm Guybrush Threepwood Mighty Pirate. FFS, nu pot supraestima ce culture shock am luat prima dată la așa funniness nemai întâlnit în orice alt joc de dinainte și de după. Nu-i de mirare că după succesul astronomic al primului Monkey Island, Lucas a omizat numai pe comedie, o riscat poante din ce în ce mai fetefeice, personaje tot mai caricaturale, rezultând capodopere ca Sam & Max sau Day of the Tentacle. Și cum a fost primul adventure game într-adevăr mainstream, la fel de bine vândut ca jump'n'run-urile sau shooter-le perioadei, normal că Lucas trebuiau să scoată un sequel cu viteza beșinii în care să pluseze la punchline, parodii și umor overall. And they more than delivered. LeChuck's Revenge din 91 fiind considerat de majoritatea fanilor cel mai bun titlu al francizei. Ușor de genit, dice, venind cu o poveste mult mai lungă, mai bine structurată, cu mai multe locații, personaje, plot, twist-uri și puncte culminante, fără să piardă un centi pe parte de umor pastilos și gag-uri 24/7.
007. Plus că singurele joacele care au lucrat Ron Gilbert. Deci, dincolo de narațiunea mai funny ca tot Fail Army, primele două teaser au venit cu cele mai memorabile personaje ale seriei, ca Herman, Toothrot, Mancomb, Sip Good sau Largo Legrand. De grafică nu prea am ce zice, că într-adevăr pare demn de Triassic. Aia dacă poți face joacele originale să ruleze pe PC-urile curente fără să-l suni pe Elon. Deci, poate tocmai de aia le-am finalizat numai când a fost remaster. Dar chiar și privind acum poligoanele de Paleozoic, I'm kind of impressed la cum au reușit partea a doua să tuneze texturile simpliste din Secret of Monkey Island cu mai multe detalii, ceva lighting effects în stadiu embrionar, elemente destul de remarcabile considerând limitările tehnice de atunci și faptul că sequel-ul a apărut la niciun an după Part 1. Nici de gameplay n-am pomenit că na. Greu să laud dacă îl compar cu a treia ediție, care pentru mine îi The One Monkey Island to Rule Them All. Poate din cauza că a apărut 6 ani mai târziu ca LeChuck's Revenge, Curse flegmează atât de sus primele două părți că îi se evaporă scuipatul până să ajungă la ele. Gameplay-wise, e mult mai accesibil, smooth și user-friendly. Cu un action coin, practic interactiv, amuzant ca design și ușor de dibuit, înlocuind lista infinită de mișcări ce ocupa 3 sferi de ecran în părțile precedente. Nu citești mai mult text ca în sesiune, nu bagi mouse-ul în morgă clicuind pe jumătate dex. În combinații de inventar ce trălăsate moștenire strănepoților, Curse renunță la tot abecedarul ăsta. Folosind conceptul click dreapta pentru inspect, click stânga pentru use, cu action coin-ul a la full throttle în caz că vrei să fii fancy, rezultând o interacțiune mult mai fluidă și fast-paced cu environment-ul, inventarul sau personajele. Deci, poate din cauza că am probat primele două părți, numai după Curse of Monkey Island, gameplay-ul lor mi s-a părut inutil de complicat în comparație cu a treia ediție. Ce să mai zic de grafică? O capodoperă cromatică ce-a venit cu the best visuals I've seen in a video game. Jur, oricând folosesc cuvântul grafică cartooniș, Curse of Monkey Island e primul joc ce-mi pușcă în cerebel, definind cel mai bine conceptul ăsta prin contururi, culori și contraste ce fac Nickelodeon să pară Trinitas TV. Geniți numai de colorile, atât ați de încărcate de detalii. Fiecare detaliu bibilit de mână cu maxim skill Asian, că e imposibil să nu le mențin în topul celor mai mișto locații genite de mine în orice joc. De la junglele din Plunder Island la criptele din Blood Island, pot pune freeze frame la orice setting, fără să se observe diferența dintre Curse of Monkey Island și orice Lion King sau Snow White din Golden Age-ul Disney. Expresiile exagerate definesc perfect personalitatea personajelor, umbrele și luminile se pupă perfect ca să genereze o atmosferă de neuitat și pentru prima dată soundtrack-ul poate fi degustat în toată splendoarea lui, trecând de la polifonici la ritmuri pe care și acum le fredonesc când se încarcă Pornhub-ul. Acum narrativ poate părea sub LeChuck's Revenge cu mai puține locații, twisturi și personaje legendare. But again, poate din cauza că l-am jucat înaintea primilor două părți, până în coșciug o să-i țin minte pe Murray sau Haggis McMahon după ce am uitat de Largo Legrand prin vaporii Parkinsonului. Probabil de-aia consider Curse of Monkey Island the best of the best, deși nu-i chiar primul titlu cu care am descoperit seria. That honor goes to Escape from Monkey Island, pe care l-am degustat chiar când a apărut în 2000, făcându-l și primul joc original pe care l-am cumpărat pentru PC. Încă țin minte monstruozitatea cartonată în care a venit, plină de all kind of goodies, manuale, hărți, badge-uri și alte bunăciuni uitate în era Steam-ului. Gineam până îmi dădea scuipat în colțul gurii coperta, imaginându-mi cine sunt toate personajele, care-s motivațiile, relațiile, deci felul în care mi-a forjat imaginația, făcându-mă curios de lore-ul pe ansamblu, mă face să pun jocul ăsta mai sus pe podium decât probabil ar merita. Știu, majoritatea fanilor îl consideră oaia neagră a francizei și privit comparativ e ușor de observat motivul, că e primul Monkey Island ce o dă pe 3D, pe vremea în care 3D-ul era sub stadiu spermatozoic, chiar și pe PS2 poligoanele candeaua hoit, decoruri cu contururi atât de haotice, că jumătate de timp nu pricepeai dacă acțiunea se pățește prin vapor sau prin un PowerPoint virusat, background-uri mai blurate ca revenge pornul lui Sonic Ariciu și, cea mai nasoală chestie, expresivitatea excelentă a personajelor din Curse îi înlocuită cu muianuri de gupi constipați și dead eyes de Chucky după extracție de nerv. În comparație cu aspectul cartooniș din Curse, ce-o îmbătrânit ca fetească de cotnari, 3D-ul lui Escape îmbătrânit ca diarea de Triceratops, făcând 8 biții primelor două părți mai digerabile la dioptrie ca banaliciunea inexpresivă a Lego figurzilor somnambul din Part 4. Nici narrativ nu-i la același nivel privit în ansamblu după ce am jucat toată seria, cu mai puține personaje originale demne de reținut și ălea mergând pe clasice clișee de corporatist corupt ca Ozymandril. Dar încă o dovadă că topul ăsta îi mai varză ca o oală de sarmale vegane, tot consider Escape from Monkey Island a fucking awesome game and one of the best LucasArts adventures. Chiar dacă nu prea avea personaje originale, atât de mișto le prezintă pe cele istorice, cu aluzii la evenimente precedente sau aventuri trecute ce-mi băgau și mai crunt imaginația în overdrive și curiozitatea în clocot. Excelent world building-ul ce mă făcea să vreau să explorez fiecare insula francizei, să cunosc toți legendarii omagiați în fiecare linie de dialog. Și dincolo de grafică revin elementele specifice seriei, ca voice acting-ul mirobolant, umorul la fel de pastilos și soundtrack-ul absolut fantastic. Chestii ce încă de atunci m-au convins că seria Monkey Island merită penetrată mai profund. Dovadă că uneori nu-i neapărat rău să începi cu un sequel un anumit IP. În special dacă sequel-ul te face la fel de interesat de restul poveștilor, locațiilor și relațiilor,
fraților, cum au făcut Escape from Monkey Island de joacele precedente. Atât de curios m-a făcut de Curse of Monkey Island, că încă mai am sechele după ce l-am căutat pe net, înainte să existe torrents, EMAG sau modem ce nu te falimenta cu factura de telefon. Dar într-un final apoteotic l-am găsit, cumpărat, and from then I was hooked for life. Deci, în concluzie, Escape from Monkey Island a fost primul titlu jucat, pe urmă Curse, destul cât să-l pun în topul de best games ever, nici ca ai tentative de probat primele două părți, până să renunț din motive grafice, după care am răbdat foamea de leciac un deceniu, până o rezurectat Telltale Games franciza. Același studio ce-o scurat și Sam & Max din morți, cu destulă experiență în aventuri episodice, cât să reproducă umorul one of a kind, voice acting-ul top-notch și restul elementelor îndrăgite din Monkey Island. And they mostly delivered. Actoria lui Armato e la fel de țais, povestea e la fel de bine legată, chiar dacă pe alocuri cam previzibilă, și coloana sonoră vine cu același tsunami de nostalgie nedisilată. Din păcate, poantele nu par la fel de pastiloase, umorul preferă să play it safe decât să go batshit crazy și în pur stil Escape cam duce lipsă de personaje originale pe care să nu le uit cât ai zice El Pollo Diablo. Dar probabil cel mai rău mi-o dăunat la digestie fragmentarea narrativă rezultată din împărțirea poveștii în 5 episoade, ce mă făcea să-mi pierd interesul de fiecare dată când apărea capitol nou, să uit toate twisturile în săptămânile dintre lansări, deci pentru mine ăsta ar fi oaia neagră a francizei, chiar dacă privi de sine stătător și Tales rămâne water fucking awesome adventure game. Numai după el am reușit să gat fucking finally primele două părți când le-a scos Lucas Special Edition în 2009 și 2010. Acum, story-wise, n-aduc nimica nou, deci se aplică laudele vărsate la început. Same awesome humor, aceleași personaje fete feice, combinații de inventar și trimit neuronii la ITP, puține povești și poante reușesc la fel de bine să stand the test of time. Ce într-adevăr merită în Niagara de laude, e felul în care tunează all the things that matter. Grafica e resetată de la primul până la ultimul pixel. Ca să pară demne de mileniu curent, în sfârșit avem voice acting pentru vufăre post-Big Bang și renunță la dita mai meniu de mișcări ca să o dea pe interacțiunea streamlined introdusă de Curse of Monkey Island. Deși, dacă vrei să le joci ca pe vremea războaielor dacice, Lucas îți dă ocazia să treci la grafica veche și meniul kilometric. A Nice Touch, ce face remake-urile la fel de butonabile, atât pentru nostalgicii francize, cât și pentru nou veniții în ograda Adventure Games. Deci, na, chiar dacă am parcurs joacele Monkey Island cam de la coada la cap, umorul inegalabil al fiecărui titlu nou, world building-ul excelent și cele mai funny personaje din istoria gamingului le păstrează pe veci în topul joacelor mele favorite. Sper că într-un final am reușit să explic de ce îl pomenesc pe Guybrush mai des ca pe Gandalf și, în ciuda cronologiei mai îmbârligate ca în Game of Thrones, cred că retrospectiva și-a completat quest-ul de a detalia atât impactul pe care l-a avut franciza în genul adventure, cât și în evoluția personală de gamer mai bătrân ca Vechiul Testament. Da, cu asta am dat quit la Spacebar episodul 54, până la următorul vă zic GG, well played și spor la format fraguri.